ca să îndelesc pentru cuvântul Domnului, pe care îl putem găsi în această seară în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, începând cu versetul 36, Luca, capitolul 5, versetul 36, unde Biblia spune așa: Le-a spus și o pildă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche. Alminte rupe și haina cea nouă, și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burduful vechi. Alminte vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta se întâlnește vechiul cu nou. Cel puțin în predică. În seara aceasta vom sta și ne vom gândi un pic cum se potrivesc acestea două. Sunt oameni care spun să revenim la ceea ce a fost, la cele vechi. Sunt alții care spun, haideți să privim înainte să vedem noul care ne așteaptă. Sunt câteva întrebări pe care în această seară mi le-am pus și împreună cu dumneavoastră vreau să le dăm răspuns. E vechiul întotdeauna rău? Pentru că uneori vechi pentru oameni înseamnă depășit, înseamnă anacronic, înseamnă înțepenit. Oare întotdeauna când vorbim despre lucrurile vechi, să vorbim ca despre niște lucruri care nu sunt bune? E întotdeauna noul rău, pentru că atunci când vorbim uneori de rău, se spune despre rău că noul este libertinism. Noul înseamnă desfrâu, noul înseamnă chici. Sunt oameni care spun, noul este libertinism. Dar întotdeauna vechiul e bun? Asta este o întrebare bună. Pentru că lucrurile vechi înseamnă întotdeauna valoare. De exemplu, expresia haină veche, care apare în această pildă, e ceva neapărat valoros. Am o haină nouă și o haină veche. Pe care o alegi? În marea smerenie o aleg pe cea veche. Greșit. Trebuie să o alegi pe cea nouă. Deci nu întotdeauna vechi înseamnă și bun. Nu întotdeauna vechi înseamnă valoros. Nu întotdeauna vechi înseamnă ceva deosebit. Uneori, haină veche înseamnă uzură, înseamnă culori stinse și nu știu dacă ați băgat de seamă la băieți, trebuie să știe. Dacă folosești prea mult un pantalon, de la genunchi își pierde linia. Adică, la un moment dat, o să stea așa, ca o fustă. Este noul întotdeauna bun? Pentru că sunt oameni care spun, nu, nou înseamnă întotdeauna bun. Și aș vrea să vă întreb, întotdeauna noul înseamnă progres? Orice pas înainte e un pas bun? Orice lucru nou înseamnă progres? Adică, orice lucru nou înseamnă mai bine? Când vorbim de vinul nou e mai bun? Sau vinul vechi e mai bun? Deci, iată, dragii mei, că această pildă ne spune că nu întotdeauna ce numim noi vechi e neapărat bun, după cum nu totdeauna ce numim noi nou este bun. La fel putem spune că nu tot ce e vechi are valoare și nu tot ce este nou este progres. Iată că lucrurile sunt destul de relative în viață. Nu întotdeauna spun vechi, spun valoros, nu întotdeauna spun nou, spun progres, după cum nu întotdeauna spun vechi și spun rău, sau întotdeauna spun nou și spun greșit. Și atunci, cum am putea noi gândi lucrurile? V-am pus să vă, și vreau să vă propun în seara asta câteva idei și dumneavoastră ca niște copii și suflete gale, nu sunt mai copii, am și surori pe care am invitat de ieri să vină, vă mulțumesc că ați venit. Am văzut o soră care era cu mine de pe sus, în timp ce noi foarte obosiți l-am lăsat jos. Foarte bucuroasă era sora. Aș vrea să vorbesc mai întâi, când vorbim despre vechi, primul lucru care ne vine în minte când spui vechi, știți ce te gândești? Primul lucru te gândești la bătrâneți. Vă spun eu, când zic vechi, bine, s-ar putea să te gândești la tablou, dar de ce mai multe ori te gândești la bătrâneți? Spune-mi vechi, bătrân. Și acum vreau să vă spun câteva lucruri, dragii mei. Când vorbim despre bătrânețe,
Putem să vorbim despre bătrânețe în două feluri. Vorbim despre bătrânețe ca despre neputință, vorbim despre bătrânețe ca despre uzură, vorbim despre bătrânețe uneori ca despre refuzul demnității de a fi bătrân. Țara asta în care trăim noi le refuză bătrânilor demnul să fie, dreptul să fie demn. Eu am văzut niște oameni care stăteau la ora 4 dimineața la mine în cartier, la un rând foarte mare și mirat, pentru că am trecut destul de vreme, plecam într-o evanghelizare, m-am oprit să întreb de ce stau la rând. Foarte mulți, 80% erau bătrâni. Și când am întrebat de ce stau la rând, mi s-a spus, pentru că ni se dă pâine gratis. Și am spus, bine, dar o pâine cât costă? Păi cât costă? Și dumneavoastră stați de la ora 4, la cât deschide? Deci la ora 7 va deschide. De când stați? Unii de la ora 2 dimineața. De ce? Am întrebat-o. Ca să luăm o pâine. Păi zic, dar stați atâtea ore pentru o pâine? Și ce mi-a spus? Când nu ai, stai. Pentru că nu avem cu ce să cumpărăm. Bătrânețea este uneori neputință. Bătrânețea uneori este acea latură spre care nu vrem să privim. Este acea, dacă vreți, refuz al demnității. Oamenii fug de ideea de a fi bătrân. Putem privi lucrurile în felul acesta. Putem privi bătrânețea ca spre un, sau dacă vreți, bătrânii ca spre un insucces al societății. Nu au fost în perioada anterioară, nu a existat în istorie azil de bătrâni. Asta a adus-o democrația și modernismul. Orice bătrân, mamă sau tată, acolo în casa în care a trăit, acolo mână. O să spun că a stat de vorbă, nu știu dacă v-am mai spus lucrul acesta, că o femeie care s-a îmbolnăvit a căzut în casă și la un moment dat a luat-o băiatul și a dus-o la cineva să aibă grijă de ea. Dar femeia, măcar că mânca bine, măcar că era bine, totuși ea, sufletește, era parcă mai rău decât înainte. Și am întrebat-o, nu vii doar de casă? Și a trebuit să plângă. Și a zis, eu vreau la mine acasă. Acolo unde am dormit, acolo unde am stat, nu este azilul de bătrâni. Niciodată n-a fost în inima lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, lipsa unei societăți care refuză demnitatea de a fi bătrân. Sigur că, dacă vreți, dragii mei, putem privi spre bătrânețe, cum se spune, haină grea. Ați auzit? Bătrânețea, haină grea. Deci nu vreau să o poartă nimeni. Dar mai există, dragii mei, un lucru care ar trebui în această seară să ne uităm spre bătrânețe, să spunem că, de exemplu, în filozofia platoniană se spune așa, bătrânii sunt fala cetății. Bătrânețea nu este numai acea stare de neputință, numai acea stare de boală, acea haină grea. Bătrânețea nu înseamnă numai rușinea de a merge la azil, nu înseamnă numai rușinea de a nu avea bani, ci bătrânețea poate să fie, dacă vreți, și acea latură a omului în care ai adunat, ai trecut prin viață. Acea latură dincolo de care tu poți să spui, nu, bătrânii noștri, perii noștri albi, sunt fala noastră, sunt cinstea noastră, sunt bucuria noastră. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru în această seară. Știți de ce vinul vechi este bun? E trecut prin timp. Are o aromă deosebită. Pentru că bătrânețea ca vin vechi, ai trecut prin perioade și ai prins un gust aparte. Pentru că ai rămas în picioare. Pentru că ai învățat să supraviețuiești. Pentru că ai învățat să-ți fie bine chiar în mijlocul răului. Pentru că ai învățat cum să trăiești cu Dumnezeu. De aceea vinul vechi este bun. De aceea vinul vechi, odată băut, oamenii ar vrea să-l păstreze. Și putem privi spre bătrânețe în acest fel. De asemenea, dragii mei, mai există un lucru pe care aș vrea să-l spun celor cu perii albi, că de ce am și invitat în mod deosebit. Știți, ar trebui să fiți bătrâni din toată inima. Cum adică să fii bătrân din toată? Da, ar trebui să fiți bătrâni din toată inima. Pentru că de cele mai multe ori fugim de lucrul ăsta și încercăm să ascundem lucrul ăsta. Dacă ești bătrân din toată inima, tu atunci îți asumi, devii autentic. Ăsta sunt mărirea lui Dumnezeu. Și ce spune Biblia? Sara a murit la vârsta de 120 de ani. Dar n-a zis Duhul Sfânt, nu spun că mi-e rușine. Câți ani ai? Nu! 120. Câți ani ai? 70. Mărit să fie Domnul. Câți ani ai? 50. Câți ani ai? 43. Lăudat să fie Domnul. Amin? Ați înțeles ideea? Deci, bătrânețea ca și
o recunoaștere. Deci eu aș vrea ca bătrânii să fie bătrâni din toată inima. Amin. Să vă mai spun un lucru, dragii mei, că văd aici oameni pe care îi iubesc, așa mai în vârstă. Bătrânețea poate să fie privită numai ca haina aia grea, ci și ca o aventură. Adică cum o aventură? Voi sunteți atenți acum, că și voi o să îmbătrâniți. Și eu o să îmbătrânesc. Eu mai repede ca voi. Bun. Deci cum adică bătrâneți o aventură? Păi când erai tu tânăr, tu alergai. Cât faci tu de aici până la piață? Pac, pac, imediat, ești acolo. Ești ca cerbul. Deci tu la tinerețe, ești un risipitor. Pentru că imediat te lasă și gata. Ce? Mare lucru. Dar la bătrânețe, de ce îi bătrâneți o aventură? Stai și te uiți. Doamne, dacă ajung eu până la piață. Ajung eu până la piață, zici tu, mare lucru. Deci o aventură. Că nu te mai țin încheieturile, că te luare spatele. Când ai ajuns la piață, ce spui? Aleluia, am ajuns la piață. Mare Domnul. E o aventură. Poți privi și în felul acesta. Ca pe o biruință în acest mod. Și atunci, dragii mei, dacă lucrurile stau în felul acesta, atunci, de fapt, tinerețea, bătrânețea, sau dacă vreți, noul și vechiul, noul și vechiul, ar putea să fie privit așa. Tinerii, așa cum îi spunea seara asta Cătălin, ar trebui să fie energici, ar trebui să fie dinamici, entuziaști, plini de zel. Bătrânii noștri ar trebui să fie cum? Oamenii spre care să privim cu prestigiu, oamenii cu prestigiu, oamenii care, spre care să privim cu cinste, cu bucurie. Și atunci dacă tinerețea este dinamism, dacă bătrânețea este demnitate, autenticitate, despre ce vorbim? Vorbim despre atitudini. Și acum trebuie să vă spun un lucru la care m-am gândit în această seară. Cum pot fi adunate împreună noul și vechiul? Uitați-vă ce spune Matei 13:32. Orice cărturar care a învățat ce trebuie, scoate din misteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Unde este tinerețea și unde este bătrânețea? Aici. Din misteria inimii tale, din lăuntul inimii tale, scoți lucruri noi și lucruri vechi. Ceea ce face diferența între un bătrân și un tânăr nu este buletinul. Nu este buletinul. Ce face diferența între nou și vechi nu se referă la cantitate, nu se referă la număr, ci se referă la o stare a inimii. Pentru că aici, în visteria inimii noastre, avem lucruri vechi și lucruri noi. Aici, în lăuntul inimii tale, Dumnezeu spune tânăr sau nu. Aici, înăuntru tău, spune Domnul Dumnezeu lucruri vechi și lucruri noi. Pentru că înăuntru inimii noastre, aici facem diferența între ceea ce este vechi și nou, între ce este valoros și nevaloros. Adică, mai precis la ce vreau să vă spun. Cine e bătrânul? Sora pe care o văd de aproape 50 de ani, că în timpul închinării stă cu mâinile ridicate, sau tânărul care la 18 ani mestecă drumă, îmi bagă mâna în buzunar și stă la balcon plictisit? Cine după voi bătrânul? Și cine după voi tânărul? Spuneți-mi voi, cine este? Cine este tânărul și cine este bătrânul? Este bătrân cel de 50 de ani care la ora 6 dimineața sau la ora 7 dimineața aleargă la piață, se umple sacoșele, nu știe cum să umple cuva de la o mașină de spălat? Sau tânăr este tânărul care la ora 10 încască în pat, atât de obosit pentru că a răspuns la 200.000 de e-mail-uri aseară? Cine e bătrânul și cine e tânărul? Că până la urmă, tinerețea, bătrânețea, noul și vechiul, reprezintă atitudinea inimii mele. Ceea ce eu, în inima mea, sunt, aceea va motiva exteriorul meu și aceea mă va recomanda pe mine până la urmă ceea ce sunt. Ați înțeles ideea? Bun. Și acum vreau să vă spun din această pildă trei lucruri simple. Trei lucruri simple. Eu sper să vorbească Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm este să ne ferim de absurd. Pilda aceasta a petecului nou, la haină veche, sau a vinului nou, în burdufuri vechi, vorbește mai întâi de toate să ne ferim de a fi absurzi. Încă o dată. Feriți-vă să fiți absurzi. Trei de A vom învăța în această seară de la această pildă. Primul este feriți-vă de absurd. Și vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Alminteri rupe și haina cea nouă. Adică eu am două haine. O haină este nouă și o haină este veche. Haina nouă nu are nimic rău, haina veche este găurică. Și mie îmi trece prin cap să mă duc cu foarfecele
fac tai o haina nouă, iau un petic de la haina nouă și îl pun la haina care este veche. Cum vi se pare lucrul ăsta? Absurd! Lucrul acesta este absurd. Pentru că eu am stricat o haină nouă, luând un petic de la ea, ca să-l pun la o haină veche. În toate cele trei evanghelii care vorbesc despre această parabolă, despre această ilustrație, doar Luca are acest amănunt. Și anume, să iei un petic de la o haină nouă, zice el, ca să-l pui la o haină veche. Și iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că în viață, Dumnezeul nostru ne învață logica. Pentru că lucrul pe care eu în viață am observat că noi nu reușim să-l avem, este o dreaptă măsură și o perspectivă corectă asupra ceea ce suntem noi și o perspectivă corectă asupra așteptărilor noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne învață să fim articulați. E un Dumnezeu care ne învață să fim logici. E un Dumnezeu care toată viața ne învață bunul simț. E un Dumnezeu care toată viața ne spune că lucrurile au un sens. Lucrurile au un mers. Nu poți bunăoară așa, dintr-o dată, să ai tu niște păreri, să ai tu niște așteptări care nu sunt potrivite. Am notat-o câteva lucruri, dragii mei. Nu poți trimite un copil să se ducă la război. E absurd să trimiți un copil la război. E absurd în viață, la o vârstă fragedă, să-ți dorești lucruri care nu sunt specifice vârstii tale. Voi vreți să vă maturizați înainte de vreme. Cunosc eu la mine, în cartier, că am stat de vreo cu băieții, care la 14 ani, la 13 ani, la 12 ani, cu sticle de bere, cu țigara în mână, vreau să arate ca oamenii maturi. Eu, zice, sunt matur, eu sunt tare, eu fumez, eu beau. Aia nu-i maturitate. Aceea este o lipsă de logică a vieții tale. Pentru că în viață lucrurile au un anumit sens, au o anumită logică. Nu trimiți un copil să se bată. Nu trimiți o femeie să facă o muncă de bărbat. Nu trimiți un bărbat să croșeteze. Nu nimerește alea. Deci nu le nimerește. Asta este. Deci în viață sunt niște lucruri pe care fiecare trebuie să le facă într-un mod logic. Adică, eu vreau să vin mai aproape de voi. De ce mai multe ori când noi avem răni în viață, rănile se elaborează absurdității noastre. Adică, tu o vrei pe ea Cosânzeana, atunci nu te uiți că ești spânul. Deci asta este ideea. Adică, tu vrei marea cu sarea, vrei lucruri uriașe în viață, dar oferta mea este 0,0,01. Și atunci este nepotrivit. Pentru că în viață noi nu potrivim lucrurile. Hristos spune că nu trebuie să ne înjugăm la un juc nepotrivit. Că nu trebuie să facem și jucul nepotrivit. Nu înseamnă doar o soție care să nu semene cu tine. Nu înseamnă doar o soție care să nu-ți împărtășească valorile. Ci înseamnă orice lucru care nu seamănă cu Dumnezeu tău. Orice lucru care te scoate în afara ordinii normale. Pentru că aș vrea să vă spun, dragii mei, nu poți la 20 de ani să-ți calculezi pensia. Și nu pot la 65 de ani să pleci în aventura vieții tale. Să-ți cumperi, nu știu ce, motocicletă. Bă, bine, poți poate la 65 de ani. Ce știu eu, că poate vorbesc ca Iurea. Dar nu este atât de logic, ați înțeles și vă spun. Nu poți la 65-70 de ani deodată să vii cu părul violet. Să vii cu părul... Dar ce faci? Eu mă redescopăr. Este bun, am înțeles, eu respect, dar e absurd. Atât spun. E absurd. Și atunci, pilda asta învață că atunci când e un petec de la o haină nouă, ca să crepești o haină veche, este o absurditate. Și Dumnezeul nostru ne învață, și de-aia venim la biserică mereu și mereu, că prin Biblie, noi trebuie să privim perspectiva vieții noastre într-un mod corect. Dumnezeu din cer, prin Biblie, ne lasă o oglindă, să ne vedem exact cum suntem. Biblia este și un cântar în care noi, pe care noi să ne așezăm dimineață. Nu ratezi cântarul din baie. Garantat îți spun eu. Dar dimineața când te trezești, ratezi cântarul numit Biblie. Nu ne-am așezat să vedem greutatea spirituală. Atât suntem preocupați și eu sunt preocupat de greutate. Toți suntem preocupați de greutate. Pentru că nu trebuie să faci niciun efort să fii preocupat de greutate. Pentru că așa e construită societatea. Toți cei din jur te împing către asta. Dar ca să te cântărești pe cântarul lui Dumnezeu, nu faci oricine. Și atunci, primul lucru pe care vreau să-l învățăm în această seară este acest lucru. Că noi trebuie să ne ferim de absurd. Există o vreme potrivită în viață. Există o vreme la care să faci lucrurile. Și vreau să vă spun acum să mă înțelegeți. Mă, oameni buni, mă speriați unii dintre voi. 30 de ani și nu vă gândiți la surătoare. Dar ce așteptați, mă, oameni buni? Apocalipsa? Adică e târziu. E târziu. Eu vă spun, o să regretați lucrul ăsta. Vă spun că un copil pe care îi dai naștere la 24 de ani, la 25 de ani, te găsești într-o stare mai generoasă a inimii tale.
Ești mai dispus la un efort. Când ai 25 de ani, altfel te recuperezi după o noapte de oră căit. Altfel te recuperezi după o noapte în care pruncul tău nu te liniștește. La 30 de ani ai deja nervi. La 30 de ani deja ai nevoie de liniște. La 35 de ani te deranjează orice. Și atunci nu mai poți crește la fel în copil. Există o vreme potrivită pentru toate. Există o vreme când trebuie să înveți. La vârsta când trebuie să înveți, învață. La vârsta când trebuie să te apuci să muncești, muncește. La vârsta la care trebuie să faci pentru Dumnezeu, fă pentru Dumnezeu. Nu se poate să te duci să irosești tinerețea punând nu știu ce, făcând nu știu ce. Ai crescut în biserică, te-ai ridicat în biserică și fiecare după ce iese din biserică se duce și dispare. Dar când vei sluji în biserică? Există o vârstă a slujirii în biserică și vârsta aceasta este atunci când ești cel mai proaspăt, cu mintea cea mai bună, cel mai dispus la efort. Lăudați să fie Domnul. Există o vreme potrivită. O vreme a plânsului, o vreme a râsului, o vreme a țesutului, o vreme a dărâmării, o vreme a zidirii. Există o vreme potrivită. Biblia ne învață să ne ferim de absurd. Să ne ferim de absurd. Nu luați un petic de la o haină nouă, înorocind o haină nouă, ca să-l puneți pe o haină veche. Lucrul acesta în ochiul lui Dumnezeu este absurd. Vreți să vă spun de unde vin rănile? Niciodată Dumnezeu n-a stat la capătul vieții tale să te bată. Cel mai multe necazuri în viață le ai de la absurdul gândirii tale. Absurdul așteptărilor tale. Lipsa ta de a te cântări corect înaintea lui Dumnezeu. Păreri foarte înalte despre tine, păreri foarte mici despre ceilalți. Așteptări imense la adresa ta, dar tu nu faci nimic care să justifice așteptările. Stau de multe ori și mă gândesc și spun în felul următor, absolut nimic din ce am bun n-am meritat. E un Dumnezeu care de totdeauna stă la capătul vieții mele și m-a binecuvântat. Și pot să spun în numele Domnului Iisus Hristos, nimic n-aș fi cules din viața asta, de nu era Dumnezeu. N-aș fi găsit fericire de nu era Dumnezeu. N-aveam o soție de nu era Dumnezeu așa cum o am. N-aveam copiii pe care am. De aceea spun în momentul acesta, îmi doresc din toată inima să nu fiu absurd. Doamne, îți spun ce sunt eu. Zero fără tine. Dar cu tine înainte, sunt un om de nota 10. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Aș vrea de asemenea, dragii mei, un lucru pe care să-l facem. Deci, să-l înțelegem. Dacă tu, în viața ta, nu vei reuși să fii un om care să trăiești într-un mod logic, să te ferești de absurd, îți spune ce se va întâmpla. Burduful va exploda mai devreme sau mai târziu și haina cea nouă va fi nefolositoare. Știți de ce explodează în viața una și alta? Vă spun de ce. Pentru că n-am reușit să înțelegem cine suntem noi, n-am reușit să ne cântărim bine și să ne vedem bine. Zic în această seară cu toată dragostea. Ajută-ne, Doamne, să ne cântărim. Ajută-ne să nu fim absurzi. Învață-ne logica Ta. Și ajută-ne, Doamne, ca în toate să găsim sensul și cadența care este necesară. Amin. Al doilea lucru. Căutați armonia. Dacă mai întâi să ne ferim de absurd, al doilea lucru care ne învață bine să căutăm armonia. Și anume, nimeni nu coase un petec de costav nou la o haină veche. Dar de ce nu coase? Pentru că e nepotrivit. Pentru că este nearmonios. Haideți acum, bine, lăsăm la o parte moda asta, că atât prost pică pilda asta, acum când toți își pun în coapte tot felul de piele, pe genunchi, am văzut petice, își căuresc blugii. Deci, cumva pilda asta ne-a, cumva în timpul nostru e mai puțin mai dificilă. Dar totuși rămâne ideea, ca să vă spun eu, haideți să vă spun eu un lucru. Deci, nu știu ce costum îmi cumpărase eu de marcă. Și avea aici scris o etichetă, deci tot din material, mai lucios. Cred că era ori Serusii, ori ceva de genul ăsta. Și am văzut că unii o poartă, eticheta. Dar aia se dă jos, normal, nu trebuie să-l poți. Și eu când m-am dus acasă, eu sunt mai țăran din fire. Am tras de aia, că am zis, mă, om bun. Până la urmă, cred că e o bucată de pat. Ce am făcut? Am smuls cu totul. Costum nou, nu vă spun ce ape m-au trecut. Și atât de tare legaseră ăștia și o pususeră, că era chestia pe care scria, dar nu știu dacă era serios, că nu vreau să spun prostii, pentru că era altă marcă, nu mai țin minte. În orice caz se vedea. Și aia, ei, n-aia trebuie să fie într-o hață. Trebuia să fie o singură hață. Imediat s-o trebuie să o dai jos. Dar era prinsă bine ca să se vadă
Nu? Am văzut eu, de exemplu, elastic aici jos. D.G. Dolce Gabbana. Și eu să mă uit la banda ta, că e Dolce Gabbana. Eu când mă uit la Dolce Gabbana, nu spun ce gândesc. Și atunci am smuls-o și am rupt haina, domne. Și ce-am făcut? Am pus și eu, am cusut finuța așa și ca să, ca și cum aș face un pete. Ce credeți că s-a întâmplat? Dumneavoastră nu ați băgat de seamă, dar că am fost costumul la adunare. Ori de câte ori plecam de acasă, numai acolo mi-a rog. Deci și când dădeam din mână, eu știam că acolo este un petec și așa mă deranjam și încercam tot timpul să vorbesc în felul ăsta. De ce? E nepotrivit, e nearmonios. Când un petec stă pe o haină, știți unde vor sta ochii? Acolo. Dacă e un petec, acolo vor sta ochii, pe petecul acela. Și am să vă spun un lucru. Când pui un petec, de ce este nearmonios? De ce este cumva nepotrivit? Pentru că pui un petec nou la o haină veche. Ce se întâmplă? Când pui un petec nou la o haină veche și o speli, haina veche are lipsa unei societăți care refuză demnitatea de a fi bătrân. Sigur că, dacă vreți, dragii mei, putem priviți pe bătrânețe, cum se spune, haină grea. Ați auzit bătrânețea haină grea? Deci nu vrea să o poarte nimeni. Dar mai există, dragii mei, un lucru care ar trebui în această seară să ne uităm spre bătrânețe, să spunem că, de exemplu, în filozofia platoniană se spune așa, bătrânii sunt fala cetății. Bătrânețea nu este numai acea stare de neputință, numai acea stare de boală, acea haină grea. Bătrânețea nu înseamnă numai rușinea de a merge la azil, nu înseamnă numai rușinea de a nu avea bani, ci bătrânețea poate să fie, dacă vreți, și acea latură a omului în care ai adunat, ai trecut prin viață. Acea latură dincolo de care tu poți să spui, nu, bătrânii noștri, perii noștri albi, sunt fala noastră, sunt cinstea noastră, sunt bucuria noastră. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru în această seară. Știți de ce vinul vechi este bun? E trecut prin timp. Are o aromă deosebită. Pentru că bătrânețea ca vin vechi, ai trecut prin perioadă și ai prins un gust aparte. Pentru că ai rămas în picioare. Pentru că ai învățat să supraviețuiești. Pentru că ai învățat să-ți fie bine, chiar în mijlocul răului. Pentru că ai învățat cum să trăiești cu Dumnezeu. De aceea vinul vechi este bun. De aceea vinul vechi, odată băut, oamenii ar vrea să-l păstreze. Și putem privi spre bătrânețe în acest fel. De asemenea, dragii mei, mai există un lucru pe care aș vrea să-l spun celor cu perii albi, că de aceea am și invitat în mod deosebit. Știți, ar trebui să fiți bătrâni din toată inima. Cum adică să fii bătrân din toată inima? Da, ar trebui să fiți bătrâni din toată inima. Pentru că de cele mai multe ori fugim de lucrul ăsta și încercăm să ascundem lucrul ăsta. Dacă ești bătrân din toată inima, tu atunci îți asumi, devii autentic. Ăsta sunt mărirea lui Dumnezeu. Și ce spune Biblia? Sara a murit la vârsta de 120 de ani. Dar n-a zis Duhul Sfânt, nu spun că mi-e rușine. Câți ani ai? Nu! 120. Câți ani ai? 70. Mărit să fie Domn. Câți ani ai? 50. Câți ani ai? 43. Da să fie Domn. Amin? Ați înțeles ideea? Deci, bătrânețea ca și o recunoaștere. Deci eu aș vrea ca bătrânii să fie bătrâni din toată inima. Amin. Amin. Să vă mai spun un lucru, dragii mei, că văd aici oameni pe care îi iubesc așa mai în vârstă. Bătrânețea poate să fie privită numai ca haina aia grea, ci și ca o aventură. Adică cum o aventură? Voi sunteți atenți acum, că și voi sunt bătrâniți. Și eu sunt bătrâneț. Eu mai repede ca voi. Bun. Deci cum adică bătrânețea e o aventură? Păi când erai tu tânăr, tu alergai. Cât faci tu de aici până la piață? Pac, pac, imediat, ești acolo. Ești ca cerbul. Deci tu la tinerețe, ești un risipitor. Pentru că imediat te-ai lasă și gata. Ce? Mare lucru. Dar la bătrânețe, de ce-i bătrânețe o aventură? Stai și te uiți. Doamne, dacă ajung eu până la piață. Ajung eu până la piață, zici că o mare lucru. Deci o aventură. Că nu te mai țin încheieturile, că de luare spatele. Când ai ajuns la piață, ce spui? Aleluia, am ajuns la piață, mare Domnul. E o aventură. Poți privi și în felul acesta. Ca pe o biruință în acest mod. Și atunci, dragii mei, dacă lucrurile stau în felul acesta, atunci, de fapt, tinerețea, bătrânețea, sau dacă vreți, noul și vechiul, noul și vechiul, ar putea să fie privit așa. Tinerii, așa cum îi spunea Sărasa Cătălin, ar trebui să fie energici, ar trebui să fie dinamici, entuziaști,
plin de zel. Bătrânii noștri ar trebui să fie cum? Oamenii spre care să privim cu prestigiu, oamenii cu prestigiu, oamenii care, spre care să privim cu cinste, cu bucurie. Și atunci dacă tinerețea este dinamism, dacă bătrânețea este demnitate, autenticitate, despre ce vorbim? Vorbim despre atitudini. Și acum trebuie să vă spun un lucru la care m-am gândit în această seară. Cum pot fi adunate împreună noul și vechiul? Uitați-vă ce spune Matei 13:32. Orice cărturar care a învățat ce trebuie, scoate din misteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Unde este tinerețea și unde este bătrânețea? Aici. Din misteria inimii tale, din lăuntul inimii tale, scoți lucruri noi și lucruri vechi. Ceea ce face diferența între un bătrân și un tânăr nu este buletinul. Nu este buletinul. Ce face diferența între nou și vechi nu se referă la cantitate, nu se referă la număr, ci se referă la o stare a inimii. Pentru că aici, în visteria inimii noastre, avem lucruri vechi și lucruri noi. Aici, în lăuntul inimii tale, Dumnezeu spune tânăr sau nu. Aici, în lăuntul tău, îți spune Domnul Dumnezeu lucruri vechi și lucruri noi. Pentru că înăuntru inimii noastre, aici facem diferența între ceea ce este vechi și nou, între ce este valoros și nevaloros. Adică, mai precis la ce vreau să vă spun. Cine-i bătrânul? Sora pe care o văd la aproape 50 de ani, că în timpul închinării stă cu mâinile ridicate? Sau tânărul care la 18 ani mestecă drumă, îmi bagă mâna în buzunar și stă la balcon plictisit? Cine după voi bătrânul? Și cine după voi tânărul? Spuneți-mi voi, cine este? Cine este tânărul și cine este bătrânul? Este bătrân cel de 50 de ani care la ora 6 dimineața sau la ora 7 dimineața aleargă la piață să umple sacoșele, nu știe cum să umple cuva de la mașina de spălat? Sau tânăr este tânărul care la ora 10 încască în pat, atât de obosit pentru că a răspuns la 200.000 de e-mail-uri aseară? Cine e bătrânul și cine e tânărul? Că până la urmă, tinerețea, bătrânețea, noul și vechiul, reprezintă atitudinea inimii mele. Ceea ce eu în inima mea sunt, aceea va motiva exteriorul meu și aceea mă va recomanda pe mine până la urmă ceea ce sunt. Ați înțeles ideea? Bun. Și acum vreau să vă spun din această pildă trei lucruri simple. Trei lucruri simple. Eu sper să vorbească Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm este să ne ferim de absurd. Pilda aceasta a peticului nou, la haină veche, sau a vinului nou, în burdufuri vechi, vorbește mai întâi de toate să ne ferim de a fi absurzi. Încă o dată, feriți-vă să fiți absurzi. Trei de A vom învăța în această seară de la această pildă. Primul este feriți-vă de absurd. Și vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Alminteri rupe și haina cea nouă. Adică eu am două haine. O haină este nouă și o haină este veche. Haina nouă nu are nimic rău, haina veche este găurită. Și mie trece prin cap să mă duc cu foarfecele, pac, tai o haina nouă, iau un petic de la haina nouă și îl pun la haina care este veche. Cum vi se pare lucrul ăsta? Absurd! Lucrul acesta este absurd. Pentru că eu am stricat o haină nouă, luând un petic de la ea, ca să-l pun la o haină veche. În toate cele trei evanghelii care vorbesc despre această parabolă, despre această ilustrație, doar Luca are acest amănunt. Și anume, să iei un petec de la o haină nouă, zice el, ca să-l pui la o haină veche. Și iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că în viață, Dumnezeul nostru ne învață logica. Pentru că lucrul pe care eu în viață am observat că noi nu reușim să-l avem, este o dreaptă măsură și o perspectivă corectă asupra ceea ce suntem noi și o perspectivă corectă asupra așteptărilor noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne învață să fim articulați. E un Dumnezeu care ne învață să fim logici. E un Dumnezeu care toată viața ne învață bunul simț. E un Dumnezeu care toată viața ne spune că lucrurile au un sens. Lucrurile au un mers. Nu poți bunăoară așa, dintr-o dată, să ai tu niște păreri, să ai tu niște așteptări care nu sunt potrivite. Am notat-o câteva lucruri, dragii mei. Nu poți trimite un copil să se ducă la război. E absurd să trimiți un copil la război. E absurd în viață, la o vârstă fragedă, să-ți dorești lucruri care nu sunt specifice vârstii tale.
Voi vă, vreți să vă maturizați înainte de vreme. Cunosc eu la mine, în cartier, că am stat de vreo cu băieții, care la 14 ani, la 13 ani, la 12 ani, cu sticle de bere, îți vrat la apă. Că ea e trecută prin apă. Dar peticul care este nou, ăla nu-i trecut prin apă. Și ăla intră, materialul intră la apă. Și când intră la apă, strânge haina. Marginile hainei sunt strânse. Și atunci ața cedează și ruptura se face mai mare. Deci, dom'le, nu e armonios, nu-i potrivit să pui un petec nou la o haină veche. Ruptura va fi mai mare și nici nu e potrivit, pentru că lucrul ăsta nu te ajută. Asta din punct de vedere al rupturii care se face ulterior. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Încercați în viață să fiți armonioși. Adică, cu alte cuvinte, fiecare lucru din viață trebuie să se cadreze în ceva. Și vreau să vă spun următorul lucru. Cu cât veți avea mai multe cunoștințe, cu cât veți învăța mai mult, cu cât veți vă pregăti mai mult, cu atât va fi viața voastră într-un fel. Pentru că există o armonie a lucrurilor în viață. Și va trebui să înțelegeți lucrul ăsta. Investiție și rezultat. Există o armonie în viață. Dumnezeu nu face lucrurile fără această armonie. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l spun. Din punct de vedere estetic, știți cum se întâmplă? Să folosești poate chiar același material. Spune Biblia că ar fi fost costat. Să zicem că ai reușit să găsești material pe aceeași textură. Totuși, iar este nearmonios. De ce? Pentru că culoarea petecului, care este nou, e diferită de haina care este uzată. Și atunci, unul se vede mai colorat viu și altul se vede mai puțin, că e uzat. Și atunci, ia îți iese în ochi petecul și nu mai vezi întregul și nu mai vezi armonia. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos, ca să înțelegeți la ce mă refer. Noi când spunem nou, sunteți atenți? Sincer? Da? Noi când spunem nou, fiți atenți. Haideți să o luăm așa mai băbești în biserică. Eu sunt atent la lucrurile astea. Oamenii care vin și vor să fie originali. În toate sunt originali. Freză originală. Pantofi original. Roșii, dacă se poate. Poate că am nimerit pe unul acum și clar dacă ați fie roșii. Dar ce pot să fac? Câte culori aveți la papuși? Doamne Dumnezeu, tot nu se numeresc. În toate trebuie să fie original. Dacă toți pleacă la dreapta, tu pleci la stângă, că ești original. Căutăm originalitate de ce? Trebuie să punem așa, necunoscuți. De-aia căutăm noi originalitatea. Nu, domnule, trebuie să fim văzuți. Dacă unii vin într-un fel, o să vină într-alt fel, știți? Adică, noi vrem să fim originali. Și originalitatea, de cele mai multe ori, este făcută ca lumina reflectoarelor să fie pe petec. Și săraca haină care te acoperă, și săraca haină care te îmbracă, nu mai este văzută. Și îl fărămițăm pe Hristos. Și uităm pe Hristos. Și Hristos care ne îmbracă nu-i văzut, în schimb e văzut petecul ăla, care e original. Ați înțeles ideea? Pentru că asta facem noi de cele mai multe ori când vorbim despre nou. Dom'le, nou înseamnă să fii original. Nou înseamnă, și de multe ori, dragii mei, lucrul ăsta noi îl facem. Știți ce spuneau niște greci care au venit la templu? Ce au spus grecii? Ai studenții la teologie. Am vrea să vedem pe Florin, original. Nici pomeneală, domne. Deci nu aveau treabă cum... Și nu avem... Și acum vreau să vă spun un lucru. Eu vă spun că de mi sunteți străi. Dumnezeu știe. Mă bucur să vă văd. Mă bucur să vă văd. Mă bucur de personalitatea voastră. Mă bucur de individualitatea voastră. Dar de ce mă bucur eu cel mai tare? E când îl văd pe Hristos în voi. Dacă eu nu îl văd pe Hristos în voi și vă văd numai pe voi, oricât de original ați fi voi, nu putem să ne ajutăm unii pe alții. Unii mici spun, domne, da. Originalitatea înseamnă, cum adică, ce spui după asta de voi? Să nu mai fiu natural? Dar ce înseamnă naturalețea? Pentru că pentru naturalețe înseamnă în felul următor. Băi, eu așa sunt eu. Dar nu mă interesează, nu mai fi. Dar nu trebuie să fii tu în sensul în care să fii... Adică ce înseamnă natural? Tu așa sunt eu, cum? Mitocan. Păi nu poți să fii mitocan doar în numele naturaleții. Tu trebuie să fii cu maniere în numele Lui Iisus. Pentru că raportarea noastră este permanentă la Hristos. Am vrea să vedem pe Hristos. Am venit la biserică să mă întâlnesc cu tine. Dar vreau să văd în tine pe Hristos. Pentru că singurul care mă ajută pe mine e Hristos. Și ceea ce mi poate ajuta unii pe alții este să ne asemănăm cu Mântuitorul nostru.
Noi trebuie să ne transformăm o viață întreagă. Și atunci original, original înseamnă să fii băgat în seamă, original înseamnă să te individualizezi, dar cum? În pofida întregului, lăsându-L pe Hristos deoparte. Pentru noi greșim. Ați înțeles? Mai există, dragii mei, dacă vreți, un lucru pe care eu l-am observat. Acum îl iau pe Cătălin că e mai aproape. Am văzut, de exemplu, în față, mai cântă unii frați ai noștri. Ce sunt figurile astea? Petecule. Bine-ți în fire. Ați înțeles ideea? Dar asta este realitatea. Eu mă uit și văd. Dar nu ești original. Știi ce e original? De... Adică ești văzut, dar te rupi figuri pe românește, știi? Vii în față și tu... Dar știți când cineva face figuri, ce este? E figurant. Dar tu nu trebuie să fii figurant în viață. Trebuie să fii actor principal. Amin. Personajul principal. Adică asta înseamnă această... Dom'le, eu sunt... Deci, la... Și noutate. Ce înseamnă noutate? Originalitate. Ce înseamnă originalitate? Se vede petecul, nu întreg. Și atunci lucrul ăsta nu-i bun. Vă mai spun încă un lucru în privința aceasta. Mai aveți răbdare? Unde să plecați? 8 și 10. Unii zic că nou înseamnă să fii inventiv. Dar ce înseamnă să fii inventiv? Dom'le, să spui ceva nemai auzit. Ceva șocant. Ce vă uitați la mine așa hirsut? Ca și cum ați trăi așa într-un mod paralel. Sau ce știu eu, nu știu, atâtea cuvinte am auzit. Dar nu vă mai spun că îți prieteni de-ai mei și nu vreau să îi pun într-o postură. Sau poate că și eu de câteodată am folosit ceva termeni din așa sofisticați. Vii și spui, cum a zis tânărul acela de la teologie, s-a dus, a vorbit despre parusia, a vorbit despre standardele și despre ecleseologie, a vorbit despre soteriologie și la sfârșit o biserică simplă de la țară, o biserică a coborât tânărul bucuros, victorios, îmbujorat, la care s-a urcat prezbiterul și a zis, zice, baterii chinezești. Deci, zice, astăzi Dumnezeu ne-a vorbit taine. Nimeni n-a înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat. Eu acum vreau să vă spun, dragii mei, ce înseamnă până la urmă să fii, ce înseamnă inovația? Să vii să mă șochezi pe mine cu niște cuvinte? Să vii să faci paradă de cunoștințe? Oameni buni, știți dumneavoastră ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă să te uiți pe tine, să te golești pe tine, ca să se vadă Hristos. Și credeți că nu pot să vă impresionez cu ceva cuvinte? Dacă vreți, pot să vă citesc și din Beatles. E o cântare cu cine mă mai vrea la 64 de ani. O mulțime de lucruri le putem impresiona. Putem să venim cu tot felul de lucruri din astea care să dea bine sau să șocheze. Da, bun, mă va șoca. Și cu ce mă ajută? Haideți să un lucru. Am rămas șocat. Ascultați-mă, dumneavoastră vă aduceți aminte Samaria? Vă aduceți aminte de Filip care a mers în Samaria? Vă aduceți aminte că acolo era un vrăjitor? Vă aduceți aminte lucrul ăsta. Ce spune Biblia? Că îi punea în uimire pe oameni, cu lucrurile lui, în uimire. Și apoi, ca o paralelă fantastică, au venit Petru și Ioan, le-au vestit cuvântul Domnului și ascultați ce spune Biblia. Ei au rămas străpunși în inimă. E deosebire între a fi uimit, te-am uimit, te-am șocat. Și ce câștigat? Nimic. Cu ce te transformat? Cu nimic. Și altceva este să fii străpuns în inimă de Dumnezeu. E diferență? E diferență foarte mare. Iubiții Domnului, vreau să spun că în Fapte 17:21, meteahna asta este o meteahnă cunoscută ca fiind a grecilor, care nimic altceva nu făceau decât să spună și să asculte ceva nou. O meteahnă. Acum eu ce vreau să vă spun? Ce înseamnă nou? Dacă nou nu înseamnă în mod deosebit inventivitate, dacă nou nu înseamnă în mod deosebit originalitate, ce înseamnă nou din perspectiva lui Dumnezeu? Nou din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă următorul lucru. La Dumnezeu noutatea nu-i să inventezi. Că n-ai să inventezi. Dumnezeu este dat. La Dumnezeu nu înseamnă originalitate. Pentru că n-ai cum să fii original. Pentru că Domnul Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care întotdeauna s-a prezentat pe sine în toate lucrurile. Dar la Dumnezeu nou înseamnă descoperire. Încă un lucru pe care să-l țineți minte. Înseamnă descoperire. Mă duc cu Dumnezeu și stau în rugăciune. Și la problema pe care o am eu, deodată, cu Scriptura în mână, sau cu ajutorul Duhului Sfânt, primesc o revelație sfântă.
deodată știu ce trebuie să fac, deodată mi se luminează mintea, mi se luminează sufletul, pentru că nou în Dumnezeu nu înseamnă ceva care să adaugi tu, că n-ai ce, toate lucrurile sunt făcute. Și nou la Dumnezeu înseamnă descoperire, înseamnă profunzime, o adâncul înțelepciunii lui Hristos. Du-te, coboară, du-te adânc cu Dumnezeu. Asta înseamnă nou. Nou înseamnă să vii și să spui din Dumnezeu ceva care să fie ziditor, ceva care să fie folositor. Proverbe 16:23 vorbește despre omul înțelept, cu inima înțeleaptă, care are învățături noi pe buzele lui. Învățături noi pe buzele lui înseamnă omul care în adâncime stă cu Dumnezeu și apoi scoate din Dumnezeu și aduce altora. Nu originalitate, nu inventivitate, ci adâncime, descoperire. Slăvit să fie Domnul. O să închei în această seară spunându-vă că al treilea lucru pe care ne învață pilda aceasta între nou și vechi, deci mai întâi este să ne ferim de absurd. Al doilea lucru pe care l-am învățat în această seară este ca să fim armonici, să căutăm să ne armonizăm. Și al treilea este adaptație. Al treilea A, adaptație. Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. Și amândouă se păstrează, spune Luca. Încă o dată. Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. Și amândouă se păstrează. Pentru că dumneavoastră nu semănați cu mine și eu nu semăn cu dumneavoastră. Pentru că întotdeauna credința este în Dumnezeu, dar ea se manifestă într-un mod comunitar. Lângă tine cineva în seara asta. Lângă tine va fi cineva și data viitoare, de care va trebui să ții seama și să te adaptezi. Și va trebui să învățăm împreună unii cu alții. Și va trebui să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Iei vinul nou, îl pui în burduf nou și amândouă se păstrează. Pentru că în casa lui Dumnezeu e nevoie și de tine, e nevoie și de mine și nevoie de fiecare dintre noi. Pentru că în casa lui Dumnezeu nimeni nu e special afară de Iisus Hristos. El e special. În rest, toți ceilalți noi suntem obișnuiți. Doar El e special. Pentru că în casa lui Dumnezeu și în viață va trebui să te adaptezi. Și în viață va trebui să te adaptezi situațiilor și circumstanțelor în care tu trăiești. Și să păstrezi. Pentru că asta este cel mai important lucru în viață. Diavolul va căuta să ne dezbine. Diavolul va căuta să-ți rupă relația cu părinții. Cel rău va căuta să-ți rupă relația cu colegii. Cel rău va căuta să rupă relația cu prietenii tăi. Cel rău va căuta să te scoată din comunitatea aceasta numită biserică și să trăiești izolat. Pentru că întotdeauna, dragii mei, Biblia spune în felul următor. Burduful nou cu vinul nou sunt păstrate împreună. Și va trebui să facă o simbioză. Va trebui să trăiască într-o unitate. Noi suntem datori să găsim lucrurile care ne apropie. Suntem datori să găsim în noi pe Hristos care ne apropie. Și să creăm punți unii față de alții. Dacă nu creezi punte unul față de altul, te vei izola și într-o zi vei deveni un inadaptat. Întâi vei sta pe primele rânduri, că ești plin de dragoste. După care, dacă nu te adaptezi și nu reușești să faci față situației, vei sta undeva în spate, după care vei sta la balcon, după care vei sta în curte. Și după care nu vei mai veni. Cunosc oameni care nu se pot adapta. Cunosc oameni care nu pot să facă față acestor lucruri. Să știți, cheia la noi. Vinul bun cu burduful bun sunt puse împreună și cum sunt? Păstrat împreună. Măriți să fie Dumnezeu. De aceea aș vrea această seară să înțelegem acest lucru. Și câteva lucruri pe care aș vrea să le înțelegem. Dumneavoastră știți ce spune legea junglei? Denunțați legea junglei. Hai că sunt copii deștepți. Cel mai tare supraviețuiește. Asta e legea junglei. Legea junglei spune cel mai tare supraviețuiește. Care este legea lui Hristos în supraviețuire? V-ați gândit vreodată? Oricine va vrea să-și câștige viața, o va pierde. Și oricine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Deci legea supraviețuirii a junglei este că cel mai tare supraviețuiește, dar la Hristos este taman invers. Zice, cine va vrea să-și piardă viața pentru mine, acela o va câștiga. De ce spun lucrul acesta, dragii mei? Pentru că va trebui să învățăm ultimul lucru în această seară. Zice, nimeni după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun vinul cel vechi. Mă vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră care poate sunteți cunoscători. Eu sunt paralel la capitolul ăsta. Adică nu e o mare performanță. Vă rog să credeți că nu fac acum ceva abuz. Eu n-am băut nici înainte de a fi pocăit.
ca să nu mai spun că n-am băut nici după, afară de apă și de alte lucruri, da? Deci eu nu știu să vă spun acum vouă, dar logic, pământește, îi mai bun vinul vechi decât vinul nou? Da, bun, deci dumneavoastră spuneți, că știți mai bine. Bine, am închis paranteza și... Bun, deci vinul vechi, și acum Domnul Iisus Hristos vine și spune, zice, nimeni nu voiește să mai bea vinul nou, pentru că vinul vechi, gustându-l, au zis că e mai bun. Și acum întrebarea mea este următoarea. Lucrul ăsta pe care îl spune Hristos, îl spune ca fiind bucuros? Sau îl spune ca fiind nebucuros? Eu vă spun un lucru, dragii mei. Cine este vinul nou? Că trebuie să știm în această seară despre ce vin nou este vorba în această perioadă. Vinul nou este Hristos. Vinul nou este Harul lui Dumnezeu. Vinul nou este dragostea lui Hristos. Vinul cel nou este El care a venit pe pământul acesta. Și care este burduful cel vechi? Sistemul iudaic. Legea. Sistemul preoțesc care exista. Vechiul Testament cu ritualul lui. Și atunci, Hristos, de ce spune nimeni nu voiește să bea vinul nou? Pentru că s-a obișnuit cu gustul celui vechi. Logic pământește, au dreptate, îi zice. Pentru că dacă vinul este mai bun, gustul e mai bun, de ce să nu-l beau? Și acum vreau să vă spun de ce, dragii mei. Pentru că la nunta din Cana, a venit Domnul Iisus Hristos la nuntă, împreună cu mama și cu ai săi. Și vinul acela vechi și vinul acela bun, l-au pus să-l bea. După care a venit mama, Domnul Iisus, și a zis, nu mai iau vin. Și când au zis, nu mai iau vin, el a zis, femeie, ce am face eu cu tine? Că nu mi-a venit încă timpul, nu este încă timpul. Dar Domnul Iisus Hristos a luat 6 vedre cu apă și le-a transformat în vin. Vinul acesta a fost adus la nuntă. Nu l-a băut din el și a zis, ce normal, zice el, vinul din tâi, ăla vechi, ăla este mai bun. Dar zice, voi ați făcut invers. Vinul mai bun l-ați pus la final. Dar vinul mai bun era vin nou. Și vinul mai vechi care se băuse nu fusese mai bun decât acesta. De ce? Pentru că atunci când Hristos a venit pe pământul acesta, el a zis în felul următor, vinul vostru mai vechi este vinul eforturilor voastre. Ați pus strugurii, i-ați zdrobit, ați făcut vin, l-ați depozitat, ați așteptat să se învechească, dar Hristos a luat apa chioară luat-o, a binecuvântat-o și a transformat într-un vin extraordinar. De ce este vinul numit Hristos mai bun decât orice vin? Pentru că este vinul pe care El îl face ca intervenție a minunii sale. El se uită și spune felul următor, ce ating eu, zice, se face mai bun. Poți în seara aceasta să zici, sunt ok, sunt în ordine, eforturile mele, viața mea, vinul meu, nu? Deci planificările mele, lucrurile mele, visele mele, dorințele mele și poți să-ți planifici viața, poți să te încrezi în ceea ce ești tu sau ai putea să vii în fața Domnului Iisus Hristos să spui, Doamne, vreau vinul Tău. Care dintre voi, bună oară, în seara aceasta, ați vrea vinul numit Iisus? Câți dintre voi ați vrea vinul mai bun? Vinul acela care nu are nevoie de efortul tău, nu te-a costat pe tine, nu-l faci tu. A luat Dumnezeu apă chioară și a zis să fie vin și a făcut vin mai bun. Și atunci, dragii mei, care este cheia? Care este cheia succesului nostru în viață? Unde se întretraie vechiul cu noul? Hristos este noul. Dar în ce sens? Hristos ne spune așa, eu fac vin din apa chioară a vieții tale într-un singur ipostaz. Care? Să vii la mine să spui, nu mai am vin. Atât mai ai. Tu te mai încrezi în tine. Tu te mai încrezi în lucrurile tale. Tu te mai încrezi în puterea ta. Tu te mai încrezi în planurile tale. Tu te mai încrezi în prieteniile tale. Tu te mai încrezi în salariul al tău. Tu încă te mai încrezi. Dar în ziua și în ceasul și în momentul în care ne spune, Doamne, eu nu mai cred în mine însumi. Eu vreau să renunț la vinul pământesc pe care eu mi-l fac. Și vreau vinul tău, care este vinul Harului. Atunci Hristos zice, eu ți-l dau cu bucurie. Eu ți-l dau cu plăcere. Iubiții Domnului, pilda aceasta a plecat de la o întrebare. De ce, zice, ucenicii tăi nu postesc? Pentru că Hristos a zis, eu sunt vinul cel nou. Și cine este cu mine este într-o permanentă sărbătoare. Triștilor! Auziți ce vă spun eu acum? Apăsaților, m-auziți ce vă spun eu acum? Nu mai căutați cu disperare pe ecranul de televizor să vedeți care este statistica. În Hristos am sărbătoare, în Hristos am bucurie, în Hristos e vinul cel nou.
Nu depinde bucuria mea de pâine, nu depinde bucuria mea de lucrurile materiale. Hristos este vinul cel nou și este bucuria vieții mele. Hristos este vinul cel nou. Este vinul pe care nu-l primești decât atunci când spui, nu mai am. Este un faliment total. O să ajungeți. Toți o să ajungem. În marea lui milă, Dumnezeu ne va falimenta. Dacă nu cumva, o facem noi cu succes. Deci Dumnezeu ne va ajuta să falimentăm într-o zi. Adică să ne vedem starea noastră de neputință. Să vedem inutilitatea efortului nostru. Oameni buni, ascultați-mă. Indiferent pe ce te bizui, că spui, am făcut o facultate, vă spun înaintea lui Dumnezeu, de nu m-a ajutat Hristos noul vin, eu nu stăteam în picioare. Dumnezeu din cer potrivește timpul, împrejurările, Dumnezeu îți dă har, Dumnezeu îți dă știință, înțelepciune, Dumnezeu îți trimite oameni, Dumnezeu îți deschide ușile, renunță la orice vin al eforturilor tale pământești, tu te obișnui cu gustul lui și spui este mai bun, pentru că vrem să ne vizuim pe noi, pentru că e greu să ne vizuim pe Dumnezeu, pentru că este greu să lași pe El să-ți conducă viața, dar în această seară eu îți spun, vizuiește-te pe harul lui Dumnezeu, pe vinul cel nou, pentru că nu sunt mai mult decât o apă cheoară. Eu nu sunt mai mult decât o apă cheoară. Hristos este vinul cel bun, sărbătoare. El a zis, n-au nevoie să postească. De ce? Pentru că e mirele cu ei. Nu vi se pare frumos lucrul ăsta? De ce suntem aici noi? Și tu ca și mine ai luat futurașul cu șomașul. Da, eu când l-am luat, nu l-am luat singur. Hristos este cu mine. Bucuria mea nu depinde dacă astăzi plouă sau astăzi e soare. Nu sunt sezonier în bucuria mea. Bucuria mea este harul și este vinul acela bun al inimii mele. Și Hristos, un lucru care este iar important, în altă Evanghelie se spune că întrebarea aceasta, sau dacă vreți să fiți de aceasta, are fost spusă după ce Hristos a fost la masă cu Zacheu. Nu se pare interesant? L-au acuzat că mănâncă cu vameșii, l-au acuzat că mănâncă cu păcătoșii și au zis, zice, dar de ce faci lucrul ăsta? Și de Hristos dacă și-a spus, pentru că, a zis el, vinul cel nou nu te învață să te iubești pe tine. Hristos, vinul cel nou, învață să-L iubești pe celălalt. Binecuvântarea noastră nu stă în a ne iubi pe noi. Binecuvântarea noastră stă în a iubi pe semenii noștri. Binele tău, Dumnezeu îl va îndeplini. Dacă te ocupi de celălalt, ce-a făcut Hristos toată viața Lui? Unde a văzut un amărât? Op și El. Unde a văzut un or? Și El acolo. Unde a văzut mulțimi nemâncate? Și El cu pâine. Pentru că Dumnezeu Hristos te învață să te uiți la alții. Hristos învață să nu te centrezi pe tine. Ce te învață vinul vechi? Ce te învață legea veche? Eu fac, eu trec, eu sunt sfânt, eu respect, eu împlinesc, totul era pe tine. Dar în seara aceasta, noi să învățăm următorul lucru. Eu nu pot, El poate. Eu nu pot, El poate. Mai devreme sau mai devreme vei ajunge să vezi cât de bun ar fi vinul al tău vechi, într-o zi te va sfârși și nu vei putea. Și mai devreme să vezi spre Hristos să spui, nu mai am decât niște apă chioară în viața mea. Și Dumnezeu spunea, Domnul încoace, abia acum putem să stăm de vorbă, pentru că eu sunt vinul cel bun al vieții tale. Slăviți să fie Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb în această seară, dragii mei, câți dintre dumneavoastră ar vrea să declare faliment înainte să facă viață? Câți dintre dumneavoastră ar vrea în această seară să spună, Doamne, vreau în mod deosebit să renunț la tot ce sunt eu și la gândurile mele și la faptul că sunt ceva și să-ți cer în această seară harul să fiu, Doamne, părtaș vinului celui bun. Aveți nevoie de sărbătoare? Aveți nevoie de unitate? Aveți nevoie să fiți întregi în Hristos? Aveți nevoie să găsiți calea spre o viață care să fie armonioasă, spre o viață care să aibă o logică, spre o viață în care să vă puteți adapta? Dragii mei, puterea adaptării, puterea armoniei și puterea de a fi logic în viață și articulat se datorează lui Hristos. Asta îmi învață bine. În seara aceasta, eu n-aș vrea decât o rugăciune să o facem, să spunem așa, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-mă să nu fiu absurd. Hristos înseamnă logică și sens. Doi, ajută-mă, Doamne, să fiu un om armonios, să nu mă văd eu peticul și Dumnezeu pe nicăieri. Trei, ajută-mă, Doamne, să mă adaptez, pentru că vreau ca burduful și vinul să stea împreună. Nu vreau, Doamne, să fiu un neadaptat, un singuratic. Este un fel de haiduc, nu mă înțeleg cu nimeni. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, e un lucru extraordinar.
Numai în ziua în care ajungi, nu la fundul sacului, ajungi să vezi că fundul sacului e deja găurit. Bași mâna prin sac și nu mai nimic în sac. Treci dincolo de sac, mâna e spart sacul. În ziua aceea îți vei ridica privirea în sus și vei spune, nu pot. Eu nu pot. Eu am crezut că pot. Și eu am crezut că sunt destul de puternic ca să reușesc. Viața m-a îngenunchiat și necazurile m-au îngenunchiat. Și vă spun un lucru. M-a îngenunchiat faptul de fost absurd. Cât este de absurd să crezi că poți. Am fost disarmonic. Am fost disarmonic. Pentru că mi-am dorit foarte mult să se vadă petecul, nu haina. Și am știut că până nu dau cinstea hainii, eu petecul nu voi putea fi niciodată fericit. Și am învățat în viață că trebuie să mă adaptez. Mi-a dat Dumnezeu o familie. Nu sunteți întotdeauna plăcuți, vă spun eu. Uneori mă supărați. Dar nici eu nu sunt plăcut. Uneori vă supăr de două ori mai mult decât mi-a supărat de voi. Dar am învățat să trăim unii cu alții, așa este. Am învățat să fim unii împreună cu alții, să ne respectăm. Această seară, despre ce vă spun eu? Lepădați vinul cel vechi, al ambițiilor voastre, al părerii voastre înalte despre voi. Al părerii că suntem buni, oameni buni. Vreau să spun un singur lucru. Orice ați face, orice plan, cât de bine ar fi gândit, de toată binecuvântarea lui Dumnezeu, praful și pulverea s-a întâlnit. Oricât de sănătos ai fi în seara aceasta, mâine niște analize banale, ar putea să arate o tumoare. Și atunci vei arunca tot vinul vechi și vei spune, fă Doamne din mine apa, chioara, aveți în ele, un vin bun, că nu mai știu unde o să mă duc și o să vă. În seara aceasta, vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, să acceptăm sărbătoarea prezenței Lui. Unde este Hristos, vinul cel bun, nu te va părăsi niciodată bucuria. Deci, în cazuri, vă pot spune o mulțime, dar întotdeauna în viață am avut o constantă. Bucuria mântuirii. Și la fiecare necaz mă mândesc, am spus, într-o zi Hristos îmi va șterge lacrima de pe obraz. Într-o zi mă voi duce acasă la Dumnezeu. Nimeni nu mi-l poate lua pe Iisus Hristos din viața mea. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, primiți vinul mai bun, care este Harul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Și renunțați la tot ce este învechit, în sensul în care Hristos spune că nu-i bun. Dar căutând să înțelegeți că în viață, mai înainte de toate, a trebuit să fim oameni care să nu fim absurzi. Uită-te la un lucru și apreciază-l după inimă. Nu-l respinge că e vechi, nu-l primi doar pentru că e nou, nu-l respinge doar pentru că este nou, nu-l respinge doar pentru că nu seamănă cu ce vrei tu, nu se despre lucru că automat e bun doar fiindcă e vechi, ci caută să înțelegi. Fiți oameni care să fiți logici, fiți oameni care să fiți armonici, fiți oameni care să vă adaptați prin Hristos. Prin vinul cel bun. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea în această seară, Tată Sfânt din cerul, să ne dai momente de sărbătoare. Aș vrea în această seară, Doamne Dumnezeul nostru, la întretăierea și lupta aceasta permanentă între nou și vechi, între îmbătrânit într-un fel, Doamne, și lucrurile care vin și vin peste noi, neașteptate, aș vrea, Doamne Dumnezeul nostru, ca Tu să fie echilibru sufletului nostru. Sunt atâtea lucruri care ne-au lepădit. Sunt atâtea lucruri, Doamne, care în jurul nostru nu știu, Doamne Dumnezeu meu, cum să le privim. Sunt atât de mult stimul, Doamne Dumnezeu meu, care trezesc în noi fel de fel de furtuni. Privim și ne dorim să avem. Auzim și noi dorim să fim ca cei de la care auzim. Doamne Dumnezeu meu, Tu ești echilibrul vieții noastre. Tu ești acela care ne ajuți, Doamne Dumnezeu nostru, să avem o logică în viața aceasta. Învață-ne, Tată Sfânt, din cerul să n-avem păreri înalte despre noi înșine. Și învață-ne ca în toate, Doamne, așteptările noastre să fie potrivite cu dreptatea, potrivite cu Scriptura, potrivite cu statutul nostru de străin și călători, potrivite cu faptul că suntem copii de Dumnezeu și că avem o patrie sus. Și nu aici este comoara vieții noastre. Învață-ne, Tată Sfânt, din cerul să fim armonici. Te rog, Doamne, învață-ne să nu mai stăm noi în lumina reflectoarelor, Doamne, ci ajută-ne, Doamne, ca în toate Tu să fii preamărit, Doamne. Nu este, Doamne, deloc potrivit să se vadă petecul și să nu se vadă haina. Haina care îmbracă, haina care acoperă, haina care ține de cald. Tată Sfânt din cerul, te rog în această seară, binecuvântează-ne, Doamne, să ne adaptăm. Ne dau peste cap în prejurările vieții noastre. Ne găsesc nepregătiți circumstanțele din viață. De ce, Doamne? Eu am învățat, Doamne, să ne adaptăm. Nu știm, Doamne, să îngăduim. Nu știm să iubim când cel de lângă noi nu seamănă cu noi. Iubim numai ce seamănă cu noi. Dar asta nu e Hristos. Pentru că Hristos nu și-a plăcut lui însuși.
Și Hristos s-a jertfit. Hristos a lepădat. Hristos a luat chip de rob. Hristos a spălat picioarele ucenicilor. Doamne Dumnezeul nostru, învață-ne, Doamne, să putem să ne iubim unii pe alții, să ne putem adapta, Doamne, pământului acestuia. Și mă rog în această seară, Tatăl Sfânt din Cerul, acolo unde găsești o mână ridicată, să o apuci tu, Doamne. O mână care mărturisește, Doamne Dumnezeul meu, că toate eforturile noastre sunt zadarnice, Doamne. Tot ce putem noi face, Doamne, e nimic. Eu nu mă pot, Doamne, eu nu pot face, Doamne, să fiu fericit. Tu mă poți ajuta, Tu ne poți ajuta să fim fericiți, Doamne. Nu pot eu, Doamne, Tu poți aduce, poate, omul potrivit în viața mea. Tu poți aduce, Doamne, slujba potrivită, Doamne. Tu poți să faci lucrurile, Doamne, așa cum voiești Tu. Pentru că Tu ești Fiul cel Bun. Și la cuvântul Tău totul ia ființă. La cuvântul Tău se întoarce sănătatea. La cuvântul Tău se întoarce bucuria. La cuvântul Tău vom avea pâine, Doamne. Tu zici și se face, Doamne. Pentru că Tu ești Hristosul, Vinul cel Bun. Îți mulțumesc, Tatăl Sfânt din Cerul. Mă rog din toată inima, Doamne, în tristețea acestui pământ, Doamne. O tristețe, Doamne, care mi s-a lipit de suflet. O tristețe, Doamne, pentru că n-am știut să fim logici. O tristețe pentru că n-am știut să fim armonici. O tristețe pentru că n-am știut să ne adaptăm. Învață-ne, Hristoase, sărbătoarea noastră. Învață-ne să fim bucuroși cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Te rugăm frumos, Doamne, Dumnezeu nostru. Ajută-ne Tu, Doamne. Mărire numelui Tău. Tu ești prietenul nostru. Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Cel ce-a rămas cu noi necontenit. Iisus, al meu prieten, spun cântăm. Am vrut să încep eu, dar mi-am dat seama că nu e potrivit peticul să-l cântăm. Stay home.